Invitație pentru publicul iubitor de artă din Râmnicu Sărat. Este vorba despre Casa Domnească din incinta complexului brâncovenesc, care adăpostește secția de artă a Muzeului Municipal Octavian Moșescu. În cele 9 săli de la parterul și etajul Casei Domnești, vizitatorii pot admira numeroase lucrări expuse într-o concepție care urmărește să constituie o istorie a plasticii românești a secolelor 20 și 21. Pe lângă lucrările semnate de mari pictori, fondul cel mai important al secției îl constituie cele peste 25 de lucrări de pictură și grafică realizate de marele pictor râmnician Petre Iorgulescu Ior. Acestea sunt expuse în aceeași sală în care sunt etalate și creațiile unui alt important artist al acestor meleaguri, Ștefan Popescu. În ultimele două săli aflate în circuitul de vizitare sunt expuse lucrări de pictură contemporană donate muzeului de către istoricul și criticul de artă Negoiță Lăptoiu. Vizitatorii vor putea vedea și Casa Domnească din complexul brâncovenesc, unde avem o frumoasă și valoroasă colecție de artă pe care doritorii sunt așteptați să vină să o viziteze de luni până vineri între 8 și 16 și sâmbăta și duminica între 9 și 14. Atât vizitatorii cât și angajații muzeului din Râmnicu Sărat trebuie să respecte toate măsurile de protecție și siguranță.